Eu sunt plin de share, sunt plin de plumb, am maschinare în șurub, sunt terminator. Fii sigur de asta. Care ar fi cele mai memorabile prostii la care ai luat parte? Sânțele încordate. Codul penal în curcă? Luați atitudine. Un share pentru bani. Yeah. Mani, tu ai povestit de fapt care este istoria la pseudonimul tău, că erai mic și nu puteai pronunța cuvântul Marian într-un fel prin numele tău și spuneai Mani. Exact. Da? Dar de câte ori lumea ți-a spus de asemănarea cu cuvântul Mani din engleză care înseamnă bani? În momentul în care am hotărât să-l fac public pe Mani, că asta era doar în familie, exclusiv în familie, adică nici între prieteni nu spunea Mani, toți îmi spuneau Marian. Și în momentul când am hotărât să ies cu numele Mani, atunci ne-au dat, vine de la bani, vine, unii mă scriau respectiv. Și trebuie să explic că nu. Ai copilărit la Leova, da? Da, Leova filipeni. Da. De la țară, se vede. Dar cum explici singur faptul că Leova cumva a devenit așa un centru de talente în ceea ce ține de rap moldovenesc? Oamenii se mă lipsesc unul de la altul, știi? Eu cred că de la asta s-a pornit. E important cineva să pornească și alții să vadă că, bă, e posibil. Și să dea încrederea asta, că stai că cred că aș putea face și eu. Mă gândesc că asta a fost cu toate că să-mi aduc aminte, nu țin minte exact. Plus că primele două piese când le-am făcut, n-am avut niciun contact cu nimeni din rupa, lumea hip-hop-ului sau muzicii în genere. Dar cred că undeva subconștient tot îți dă un impuls din asta, că băi, pot. Cum a fost viața ta până când a apărut Nota Bene, formația ta de hip-hop? Adică cum a fost ești viața informat? Ta până când, fii sigur de asta, cum a fost viața ta până când a apărut prima piesă? Ca și până apărea a doua piesă. Cum a fost? Eu pot spun cum a fost când a apărut prima piesă și ca să văd diferența. A da. Fost cum a fost? Obișnuit, adolescență, între cărți, basket, copii, muncă la țară. Am dat de Fruity Loops și am început să pierd ore mult acolo. Am stat, cred, vreo 2 ani. Eu cred că am reinventat pentru mine. În momentul acela am reinventat muzica, că nu știam că e împărțit în patrate, în 3x3, în 4x3, nu știam de tacte, nu știam de nimic, de nimic, tonalități, până am redescoperit pentru mine fiecare lucru, fără să-mi indice cineva, că atunci nu erau tutoriale. Și am început să scriu versuri și tot așa am intrat în lumea asta. Am înregistrat prima piesă, am scos-o de la studio, am ieșit. M-am urcat într-un troleibuz, aveam, cred că, nu știu, 18 atunci aveam, sau 17. Și mă gândeam, stai, eu am scos o piesă, eu sunt artist, dar nimeni nu știe de asta. Cum să fac? Vreau să spun la fiecare din troleibuz, la toți oameni, vreau să spun, uite, eu am o piesă, am înregistrat o piesă. Și mi-am dat seama că cu înregistrarea prin piese sau a unei piese asta nu devii artist sau nu înseamnă că gata, ești acolo unde ești. Sunt încă multe, multe etape prin care trebuie să treci. Și uite așa, de la o etapă la alta, pas cu pas, m-am detașat de ceea ce a fost, intrat într-o nouă lume și tot cu trup și suflet, într-un fel. Firet. Uite, în viața mea de culori, tu ai două versuri care ceva spune despre tine. La multe prostii am fost complice, dar am rămas tot timpul sincer. Care ar fi cele mai memorabile prostii la care ai luat parte? Mare parte chestiile care se întâmplau cu băieții tipici de la țară, când ai tăi te caute și nu dau de tine și tu uiți de tot și ai luat cumva câmpie, ai luat-o câmpie și prindem piești, ne ducem la piești, la frat, gen cireș, chestii de astea. Bun, copilărie, ne-am dus la frat piești. Dar cum la frat? Într-o zonă unde nu erau, deja era cules și noi am mers pe acolo și la un moment dat, adică greșuri se numește, și am strâns niște piești, în jumătate de torbă cât aveam noi atunci. Și ne-a văzut paznicul și eram cu unul cu o armă foarte zdravă și stați și am pușcat în aer cu arma, era de acusare și noi am început să alergăm, eram și niște fete și ele n-au putut să alerge și ne-au oprit, ne-am întors înapoi și atunci am primit câte o de asta
pulan, dubincă, cum îi spune. Cea la care are, da, poliția de obicei. Da, ne-a oprit și la, de unde ați luat? De unde ați luat? De acolo. E dat printr-o și eventualitate, mi-a dat câte una ca să, să asigur că nu o să mai trecem pe acolo. Da, și am rămas cu pânătăi destul de accentuate. Uite, când lumea aude de mani, de obicei, în primul și în primul rând, eu am testat asta pe câțiva prieteni, în primul rând își aduc de câteva fragmente sau câteva cuvinte, versuri din piesa Eu-s Terminator. Da, banii vin, așa că tot normal. Sau cu mătru meu lucrează în SIS, așa că în viața asta multe mi-am permis. Când ai decis să faci piesa asta? Eram după o petrecere mai serioasă și a doua zi dimineața fiecare cum era, ca după petrecere, boțit, încordat, cu capul greu, și Mihai a spus refrenul ăsta: eu splin de șer, splin de plumb, am măschinare în șurub, sunt Terminator. Exact asta a spus, prima și vin în cap. Și am spus, memorizează din noi din asta, sigur facem o piesă. Vreau să spun o chestie care nu știe lumea. Piesa a fost lansată înainte de a scoate clipul. Piesa a fost lansată cu o jumătate de an înainte de a scoate clipul. Și în acei jumătate de an a adunat doar 5.000 de vizualizări. Ca să înțelegi, piesa n-am pușcat. Când am făcut clipul, atunci lumea a înțeles foarte bine ambalajul și care e ideea. Adică n-au intrat până în adânc cu piese până atunci, cumva. Nu s-a dus. Dar am simțit că îi pot da o culoare interesantă făcând clipul. Și l-am convins pe om, Mihai, să o facem. Și am făcut-o și uite că clipul a prins. În altă piesă din nou la album, care se cheamă 1, pe care Mani l-a lansat recent, piesa Moldavian Dream, în care tu compari un spital de, sau o casă de nebuni, cum o cunoaștem noi toți, tu o compari cu țara noastră, în care pacienții suntem cetățenii, noi, medicii sunt cei care conduc și deja alte acțiuni care se întâmplă în interiorul unui spital, tu cumva le-ai asociat cu țara. Da. Eu dacă am să citesc ce ai spus tu odată într-un interviu, este mai ușor să faci lumea să plângă decât să râdă. Da. Respectiv, dacă ne legăm de ambele chestii care le-am spus, intenționat faci acest lucru, spui accentul pe probleme pentru că asta trezește anumite sentimente în oameni? Da, dar vezi că Moldavian Dream nu face lumea să plângă. Eu cred că poate maxim să-i fac să gândească. Moldavian Dream e făcut într-o formulă veselă. De acord. Da. Sarcasm? Da, sarcasm. De ce? Fiindcă chiar nu de mult mă gândeam că și așa noi avem foarte multe probleme. Aveam. Și lumea e sătul de toate problemele astea. Pentru ce noi să mai arătăm alte, să scoghim cu degetul și să mai arătăm, uite, mă, sunt probleme, sunt probleme, omul vrea să relaxeze, da? În același timp, la moment, în prezent, eu încă nu mă pot detașa de toate problemele care se întâmplă în societate, mă marchează, din păcate, și îmi dă o încărcătură și eu nu pot să nu scriu. Și scriu. Dar nu vreau să fac iar, da, ne trăim rău, că nu știu cum. Vreau să arăt într-o altă formulă, lumea să simtă bine și în același timp să înțeleagă problema cumva, sau eu să transmit problema asta. Și o fac într-o manieră veselă. Cum am spus în piesa Ecou, plângem printre, dar râdem pe rânduri. Cumva. E cam despre asta e vorba la piesele astea. Aceeași piesă Moldavian Dream. Sunny în state, datare departe, el se află acolo de 4 ani jumate și mi-a povestit coșmarul lui de seară, el a visat că se află în țară. Cum crezi? Este adevărat, să spunem, gluma, că cei care au multe păcate în viața viitoare se vor naște tot în Moldova? Băi, sunt țări în care problemele sunt mai serioase. Adică, da, într-adevăr, nu vreau să diminuez problemele că sunt foarte mari, dar pur și simplu dai pe net la căutare țări mai sărace și vezi că problemele sunt mai mari. Adică, să nu uităm, important să nu uităm, că atunci când este rău, să știm că poate fi și mai rău. Adică nu slăbiți punea, sânițele încordate, pe urmă o să fie și mai rău. Luați atitudine. Practic două clipuri la rând, tu ai fost cam așa de forță, da? Da. Filmările unui clip durează de obicei și mai mult de o zi, respectiv trebuie să stai mult timp în această cămașă. Cum te-ai simțit? Așa când stai, e incomod. Doare spatele. Și simțeam că sunt pe cămașă și trebuie să am grijă de asta, că trebuie să o întorc înapoi. Din cauza asta e incomod. În rest, așa e leger, aer suficient.
practic, foarte practic, recomand. Ai spus că din muzică nu prea faci bani în Moldova, dar mai mult este o hrană sufletească. Dacă totuși să vorbim despre bani în muzică, care ar fi cea mai mare sumă câștigată din muzică dintr-o dată? Așa nu e mare. Pe care pot să-l spun, pe care aș fi putut să le obțin, de la care am refuzat, gen 2000 de euro, de exemplu. Da, am refuzat. De ce? Gen imn de partid, gen chestii de genul. Aha. Și unde? Ca să scrii și să-l publici, da? Da. Da, unde să te baci. Așa că mă limitez la concerte și aici mai, un pic mai puțin. Mm-hmm. Tot, nu știu, de ce cumva evit răspunsul, da? Păi da, știi de ce? Fiindcă invitor vor să-și crească prețul. Și dacă și-o pun acum, e un prag psihologic. Poate acum spui 250 sau 300 de euro. Poate, da, interviu o să fie pe net și peste un an. Exact. Poate da. Ceva cu share atât. Și de el, între timp, a spus până la 500. E bună strategie. Real talk, cum spune Oxymiron, da? Asta e. Și în defavoare. Care e cea mai frumoasă amintire de-a ta, legată anume de muzica ta? Am câteva amintiri faine. Una care o țin vie și acum în memorie. Când am lansat albumul Rupe la Albion, acum 2 sau acum 3 ani, cred că. Când m-am întins un pic, n-am vrut să intru exact la ora exact în club, fiindcă știam că lumea întârzie și am venit cu vreo întârziere de vreo jumătate de oră, cred că. Și am văzut coadă foarte mare la intrare și nu știam cum să trec prin ei și atunci așa de tare m-am bucurat. Și când am intrat în club și când nu era doar coadă la intrare, dar club încă era plin, a fost chiar un moment tare fain. Aveam temperatură atunci, 38 și nu știu cât. Când am văzut lumea aceea, n-am mai simțit-o. Am crezut că mi-a dispărut temperatura, dar ea nu dispărut, pur și simplu nu o simțeam. Aveam energie de asta, adrenalină de asta puternică. Și cu toate că eu am multe pretenții față de cum am prestat chestii, dar însă și energia aceea de atunci, tare fain, tare fain. Asta una din moment. Nu tot timpul un public mare e neapărat și cel mai bun. Desigur, se întâmplă cu unul de câteva persoane poate să-ți facă toată seara. Poate fi și concerte gen când chiar sunt foarte puține și se adaugă. Acum nu vreau să vă spun despre ce anume e vorba, când renile se vor mai cicatriza, nu să vă spun, dar când se adună multe probleme înainte de concert, în timpul concertului, chestii, dar tu de acolo trebuie să dai și lumea asta să nu simtă. Astea sunt niște lecții foarte faine și chiar dacă se dau greu, dar știu că după asta nimic nu se pare imposibil. Spuneai că la fiecare jumătate de an, parcă îți vine într-un fel și inspirația și ideea de a organiza un rebattle sau cel puțin o ligă de rebattle, la fel cum se face în Rusia. Da. Ce părere ai? La noi o să prindă așa format? Chiar dacă piața e mică, dar mă gândesc că da. Fiindcă partea problematică e că sunt puțini raperi, nu în măsura aceea, că se organizează foarte multe, nu doar că se certe între ei așa mult cum certe, că nu e pare să se certe, să scrie despre unul, despre altul. Ceea ce atrage tot timpul, conflictele atrag tot timpul și asta oferă rebattle-ul, practic conflict și practic chestii de steroid sau fiecare cu coiețile lui acolo și asta atrage cumva și de atât cred că și-au succes, plus că sunt versuri, plus că este o cultură și asta e interesant de urmărit. Ce nu ai fi gata să auzi din partea oponentului? Aș fi, e că nu știu, nu m-am pus în situația asta. Aș fi vrut să-mi fie tot una, să pot trece peste orice, să fiu atât de spiritual dezvoltat încât să nu mă ating nimic. Dar nu-s așa. Bineînțeles, ce țin de familie, mamă, în special, astea sunt puncte foarte sensibile. Nici de cum. Și un mini-blitz. Cartea pe care recit-o de câteva ori. Letting Go. Hawkins, David Hawkins. Mm-hmm. Asta știu cam tot timpul. Ok. Top 3 artiști din rap-ul în limba română? Cedric, mă, când am auzit mult de el, dar el. Vlad Dobrescu. La mine erau top 2. Și asta e tot, da? Și poate fi aici încă mulți. Umbladon, să spune. Ok. Basket sau fotbal?
Basket. Pentru a face lumea mai bună, codul penal încurcă? Destul mă gândesc la asta, dacă sunt sincer. Și îmi formulam din perspectivă gânduri pentru niște versuri și le-am în cap, dar nu le spun acum. Acolo spuneam că da. Bun, nu tot timpul. Că este că altfel dacă ar fi fost, n-ar fi fost, ar fi fost poate haos mare, mare, mare. Doar că sunt chestii care încurcă, da. Am înțeles. Prieteni, aici a fost interviul cu Mani. Voi nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să ne dați un like și un share pentru Mani. Mersi mult! Numai bine! Succes! Dacă vrei să mă împart, ajut o bancă să mai sparg.